Salutare! În clipul de azi o să încercăm rezolvarea exercițiului 6 din 2023. Este un exercițiu care avantajează pe cei care au terminat un profil real, pentru că cea mai simplă soluție este punerea în ecuație. Și haideți să vedem. Avem două cântare. Părțile cântarului sunt în echilibru. După care avem un cântar care are un taler gol și noi trebuie să echilibrăm iar cântarul. La 53 ne întreabă câte inimi sunt necesare pentru a echilibra cântarul B. Și avem așa, în primul cântar ni se spune că o inimă plus două cercuri înseamnă 8 cercuri. Deci ne dăm seama că o inimă înseamnă 8 cercuri și mutăm două cercuri dincolo cu semnul schimbat. O inimă înseamnă 6 cercuri. Bun, dacă ne uităm bine aici, avem 2, 4, 6 cercuri, adică o inimă. Cu o inimă care deja există, ne trebuie practic 2 inimioare, adică răspunsul corect o să fie B. Mergem mai departe, la 54. Avem deja 3 cântare. La primul avem așa, 2 cercuri plus 2 pătrate egal 3 triunghi. Și din coace avem un triunghi egal 4 cercuri. Bun. Haideți să înlocuim triunghiul de aici în partea cealaltă. Deci avem așa, 2 cercuri plus 2 pătrate egal și în loc de 3 triunghiuri o să scriem 4 cercuri ori 3 de fapt. Da, aici avem un triunghi, ne trebuie 3 triunghiuri, adică 12 cercuri. De unde 2 cercuri, pardon, 2 pătrate înseamnă 12 cercuri minus 2 cercuri, 2 pătrate înseamnă 10 cercuri, de unde un pătrat înseamnă 5 cercuri. Da, 10 împărțit la 2, 5 cercuri. Bun. Ne întreabă câte cercuri sunt necesare pentru a echilibra cântarul C. Avem un pătrat, da, este egal cu 5 cercuri. Deci răspunsul corect o să fie E. Mergem mai departe. La 55. Avem așa, 6 hexagoane înseamnă 2 romburi. De unde rezultă că un romb înseamnă 3 hexagoane. Bun. Din coace avem așa, 3 romburi înseamnă 9 triunghiuri. De unde înseamnă că un romb înseamnă 3 triunghiuri. Bun. Aici putem rezolva cumva și vizual, da? Avem 3 hexagoane, a plecat un romb, alte 3 hexagoane, a mai plecat un romb. Și aici, la fel, câte un romb pentru fiecare rând de triunghiuri și așa ne dăm seama că de fapt un romb înseamnă 3 triunghiuri. Bun, și noi trebuie să precizăm câte triunghiuri sunt necesare pentru a echilibra cântarul C. Adică câte triunghiuri înseamnă un hexagon. Da? Și haideți să înlocuim rombul de aici, aici. Avem 3 hexagoane, înseamnă și în loc de un romb, 3 triunghiuri. Am înlocuit un romb
care înseamnă 3 triunghiuri din coace. De unde un hexagon înseamnă un triunghi și răspunsul corect o să fie un triunghi, adică ce? Da, avem un hexagon, o să-i corespundă un triunghi. 56. Avem două cercuri. Înseamnă o inimă. Întreabă 3 inimi. E clar, înmulțim cu 3 și o să avem 6 cercuri, o să însemne 3 inimi. Câte cercuri sunt necesare pentru a echilibra cântarul B, adică avem 3 inimi, înseamnă 6 cercuri. Răspunsul este D. 57. Avem un romb plus 3 cercuri, înseamnă o inimă. Din coace avem 2 inimi, înseamnă o inimă plus 2 romburi. Ok, haideți să continuăm în partea a doua. 2 inimi, mutăm inima în stânga, minus o inimă egal 2 romburi, de unde o inimă înseamnă, deci 2 inimi minus o inimă, o inimă, da? O inimă înseamnă 2 romburi. Bun. Haideți să înlocuim în partea stângă acum. Putem înlocui inimă, adică romb plus 3 cercuri egal și în loc de inimă o să scriem 2 romburi. De unde 3 cercuri înseamnă 2 romburi minus un romb, adică 3 cercuri. Deci știm că un romb înseamnă 3 cercuri, da? Noi aici avem un romb, adică 3 cercuri, avem un cerc și avem o inimă, da? O inimă înseamnă 2 romburi. 2 romburi înseamnă 6 cercuri, da? Dacă un romb sunt 3 cercuri, 2 romburi, 6 cercuri o să fie 2 romburi, înmulțim cu 2. Deci aici avem o inimă, da? Înseamnă 2 romburi, care înseamnă la final 6 cercuri. Deci avem 6 cu 3, 9 și cu 1, 10 cercuri, răspunsul corect a 10 cercuri. 58. Avem romb plus inimă, înseamnă 4 cercuri. Din coace știm clar că o inimă înseamnă un romb plus un cerc. Bun. Și haideți să înlocuim aici inimă și avem romb plus și înlocuim inimă cu romb plus cerc. Plus romb plus cerc sunt 4 cercuri. De unde 2 romburi înseamnă 3 cercuri, da? 4 cercuri minus un cerc, mutăm cercul în partea dreaptă, de unde un romb înseamnă 1,5 cercuri. Bun, și haideți să vedem ce avem în partea dreaptă a cântarului. Avem așa, 3 cercuri și 3 inimi. Bun, 3 cercuri înseamnă 3 câte romburi? Câte romburi
ne întreabă. Bun, avem un romb, e 1,5 cercuri. 3 cercuri înseamnă că avem 2 romburi, da? 1,5 cercuri cu încă 1,5 cercuri sunt 3 cercuri, adică 2 romburi. Bun, din coace 3 inimi, o inimă înseamnă un romb plus un cerc. 3 inimi înseamnă 3 romburi plus 3 cercuri, care înseamnă 3 romburi plus și 3 cercuri știu că înseamnă 2 romburi. Deci avem 3 romburi cu 2 romburi și cu încă 2 romburi sus. 3 cu 4 înseamnă 7 romburi, răspunsul corect, adică ce? O să fie răspunsul corect la 58. Avem cerc plus 2 pătrate, 3 triunghiuri. Din coace avem 2 triunghiuri egal 4 pătrate. E foarte clar că un triunghi înseamnă 2 pătrate, da? Împărțim toată chestiunea la 2. Bun, un triunghi, 2 pătrate. Pe noi ne întreabă câte pătrate sunt necesare. Bun, haideți să înlocuim în partea din stânga pătratele. Înlocuim triunghiurile, că asta avem. Deci o să avem așa, cerc plus 2 pătrate egal 3 triunghiuri, adică ori 3. 3 triunghiuri înseamnă 6 pătrate. Și o să avem 2 pătrate înseamnă 1 cerc înseamnă 6 pătrate minus 2 pătrate, un cerc înseamnă 4 pătrate. Bun. Și noi avem așa. Un triunghi care înseamnă 2 pătrate, avem aici, da? 2 pătrate, un cerc înseamnă 4 pătrate și noi avem 2 cercuri, adică 8 pătrate. În total sunt 10 pătrate. Răspunsul corect ar fi D, la 59. Și mai avem 60. La 60 avem așa. O secundă. Câte pătrate ne-a întrebat? Da. Bun. La 60 avem 4 pătrate plus o inimă. Înseamnă 3 triunghiuri. Din coace avem 4 triunghiuri, înseamnă 2 inimi plus 5 pătrate. Ok. Bun. Dacă suprapunem cele două cântare, da? 3 triunghiuri, îl mutăm în dreapta. 3 triunghiuri înseamnă 4 pătrate. 4 pătrate plus o inimă. Da? Vedem că diferența este de un triunghi aici. Un triunghi înseamnă o inimă plus un pătrat, da? Deci e clar, aici avem 3 triunghiuri și avem 4 pătrate și o inimă. Aici avem 4 triunghiuri, adică se mai adaugă un triunghi și se mai adaugă o inimă și un pătrat. Bun. Deci răspunsul corect ar fi, dacă un triunghi este o inimă și un pătrat, ne întreabă câte pătrate și inimi sunt necesare. Avem 2 triunghiuri, adică 2 inimi și 2
pătrate. Două inimi și două pătrate, răspunsul corect la 60 este B. Și în acest fel se putea rezolva exercițiul 4 din 2023. Succes!